Iubito, te rog, abține-te. Te rog eu frumos. Bugetul este redus pentru vacanța asta. Mă rog, poftiți. Este în primul rând aici? Primul rând, sta acolo. Iubito, nu distruge bugetul familiei. Încetează, oprește-te. Sunt doar niște lucruri, obiecte de care nu ai nevoie. Am prins și Golden Hour. Iubito, avem și vedere la mare, dar este peste câteva hoteluri mai încolo. Ah, ce bine că am trecut. Iubito, îți promit că nu-mi cumpăr, doar mă uit. Hai să vedem ochelarii de soare. Pe mine nu m-ai lăsat. Nu-mi iau nimic, doar mă uit, promit, da? Îmi zâmbește. Hai că-s mișto. Să te bucuri de ce-ți oferă viața. Îți place, place, îți place Viața cu Verdini! Mergem în Palma de Mallorca. Desigur, copiii sunt la bunici. Și noi mergem o săptămână în Palma de Mallorca. Pentru prima dată în viața noastră când călcăm pe această insulă. Și voi o să vedeți totul aici pe vlogul nostru, așa că să mergem! Ce este în căpușorul acela al tău mic și frumos? Oare o să prindem avion? Oare o să prinzi avionul? Vorbesc serios. Întrebarea e dacă o să ne prinde el pe noi. Eu zic să ai emoții, să nu se amâne zborul sau chestii de genul, că am auzit foarte des în ultima vreme. Este asta e bine să iei prin agenție. Ah, de ce? Așa dacă îți luai tu biletele și se anula zborul, pierdeai banii de la hotel. Ah. Ce treaba lor, trebuie să-ți recuperezi banii. Ah, ok. Un pachet. Da. E prima oară când luăm printr-o agenție, prin Der Tour, care desigur nu ne-au plătit și nu ne-au dat nimic gratis, nu le facem reclamă, este doar un test. E prima dată, nu știm cum va fi, cum e. A fost o ofertă last minute foarte, foarte bună, 1300 de euro, demi-pensiune, cazare, avion, transport de la aeroport în Palma de Mallorca, în zona El Arenal, la un hotel de 3 stele cu mențiunea că este un hotel no kids, only adults. Nu știu dacă ați observat, dar iubita mea este independentă. Ea se descurcă cu orice, nu are nevoie de ajutor niciodată. Bine, dacă îl primește, să zicem bine, că zâmbește. Ha-ha. 15,3, vezi? Nu l-ai cântărit corect. Am estimat și eu 16. La in cu ea. Dar nu mai știu parola. A, nu. Pantofi. Și nu mai știi parola? A? Îți zic eu, e 000, că alta nu aveai ce să pui. Și acum e acum. Iubito, te rog, abține-te. Te rog eu frumos. Bugetul este redus pentru vacanța asta. Te rog, abține-te, iubito. Nu distruge bugetul familiei. Iubito, sunt doar niște parfumuri, încetează, oprește-te. Sunt doar niște lucruri, obiecte de care nu ai nevoie. Iubito, eu relaxează-te. Tu oricum miroși frumos, natural, n-ai nevoie de parfumuri. Te rog, și nu, nu, dulciuri nu, te îngrași, zahărul îngrașă, oprește-te. Stop! Ah, ce bine că am trecut. Mai sunt câteva mai în față. Aoleu, nu se poate, când am crezut eu că am trecut de zona cu pericol. Iubito, îți promit că nu-mi cumpăr, doar mă uit. Hai să vedem ochelarii de soare. Pe mine nu m-ai lăsat. Nu-mi iau nimic, doar mă uit, promit, da? Și gândește-te că data trecută alergam pe aici prin aeroport. Acum avem timp. Ia să vedem. Uite, îmi plac ăștia așa la prima vedere. 860 de lei! Ia puneți-i. Pentru mine? Păi cred că-s de femeie. Mă strâng. Deci... sunt de copii. Hai. Cât costă? Sunt la reducere? 1200 de lei. Nu știu ce ai văzut iubit de prețul. 1195 am văzut. 1159. Da. Uitați, mergem mai departe. N-ați văzut nimic. Nu s-a deschis poarta.
Suntem cu 3 ore mai devreme deja la poartă și nici măcar nu avem unde să stăm. Sunt multe, multe locuri ocupate și cele neocupate sunt doar locuri în picioare. Ți-ai un loc în picioare? Da. Pe mine mă dor picioarele. Hai să mergem în altă parte să stăm. Întrebare, chiar că bună. Întâi ne duce avionul, autobuzul ne duce la avion, că avionul este mai departe, mai departe și da. E periculos să mergi pe jos pe aici, că sunt foarte multe avioane care vin, pleacă și este da. Periculos. Bine m-am găsit, 01 E și F. Vă rog, poftiți, este în primul rând aici? Primul rând, stanga? Acolo, uite, mijloc și fereastră. Mijloc și fereastră. Bine ați venit. Nu pot să cred, iubito, ai luat la VIP? Da. Ai luat la, cum se cheamă, mă, clasa 1? Clasa 1. Hai, wow. Ce n-ai? Geam, să vedem în față. Păi ai geam lateral. Cum? Uite, să vedem și noi în față. Ce să vezi în față? Drumul. Ah. Am înțeles. Hai, dă-mi ghiozdană. Etichetul dumneavoastră de parcare. Acest lucru poate fi regăsit și lucra scaunelor. Mergem cu autobuzul Airbus A320. Fumatului, precum și din sărea țigărilor electronice, sunt strict interzise la bord. Noi, vesta se umple trăgând plusc de plăcuțele roșii aflate în față. Trebuie să învăț spaniola, nu se poate. Vă mulțumim, la revedere, mulțumim. Hola. Papa. Iubito. Papa, papa, la revedere. Papa. Iubito, am zis hola. Hola. Suntem primii pe acest tărâm virgin, nu? Noi, descălecătorii din București. Stai că trebuie să ne luăm și bagajele, nu? Aaa, să luăm bagajele, am uitat de bagaje. Da, mă, era mai bine să nu ne luăm bagaj, să ne luăm în ghiozdanel. Serios, mergeam liniștiți. Ia să vedem, ochelarii de soare de aici sunt mai ieftini. Eu când eram mică știam că atunci când mergi cu avionul din aeroport poți să cumperi lucruri foarte ieftine. Da, și de fapt e pe dos. Uite cum se cheamă magazinul ăla, Mira Mira. Vezi? E special pentru tine, ar trebui să-ți iau ceva de aici, numai așa, ca să știm că ți-am luat ceva de la Mira Mira. Vrei să-ți iau ceva de la Mira Mira? Doar dacă este ceva foarte ieftin. 4 plus 1. 4 plus 1. Ieftin, uite. Doar sunt Mira Mira. Și scrie pe ei Mira Mira, fix pentru asta ar trebui să-i cumpăr. Pe ăștia ar trebui să-mi iau. Mi-i iau pe ăștia? Scrie Mira Mira pe ei? Da. Pe aia, te rog să-ți iei cu asta. Păi da, și o să pur numai asta, nu? Ia dăm să-mi pun și eu să văd dacă-mi vin bine. Dacă-mi vin bine, îi luăm.
Da, vin bine, doar că nu protejează cu nimic, dar hai să-i luăm. A, atunci nu-i merg. Da, ba da, mă, protejează un pic. Hai. 20 de euro, gata. Cum sunt ăștia? Hai că-s mișto. Nu-s mișto? Sunt cam înțeles. Da, perfect. Și pe ăștia trebuie să ține. Cam mare aeroportul ăsta. Da, te-ai plictisit să mergi prin el, da. Mai ales că nu știi sigur dacă mergi bine, nu? Da. Da, da, uite. S-au gândit să te ajute cu o bandă din asta. Da. Îmi plac benzile astea. Cum ar fi să fie așa toate trotuarele din lume? Dacă reușim să ieșim din aeroportul ăsta, suntem cei mai tari. Să vezi când te duci în aeroporturile alea mari, bitele. Nu-mi vine să cred că l-ai găsit. La banda 3? Da. Total random, așa. Nu scria nicăieri. Nu scria absolut nicăieri. Înseamnă că noi am întârziat atât de mult la bagaje încât toată lumea și-a luat bagajul, numai noi nu. Dacă nu puneam asta pe el? Nu mai văd, da. Trebuie să stăm la toată coada asta. Nu acolo, la steagul României. Ai rămas singură în autobuz, iubito. Ai un autobuz doar pentru tine. Bine, pentru noi. Ok. Gracias. Gracias, ciao. Hasta luego. Hasta luego. Ea nu știe că era de fapt hasta luego. Nu-mi vine să cred, iubito, că ajungem în sfârșit la cazare. Mai avem doar 3 etaje și putem dormi. Am senzația că am plecat de 2 săptămâni de acasă. Da, că vin direct de la Timișoara. Am înțeles. Asta e motivul? Da. Și la Timișoara direct din Grecia. Am înțeles. Și din Palma de Mallorca direct la Mamaia Nord Năvodari. Nu? La Andalus Pitești. Ah, la Andalus Pitești. Și după aceea la Mamaia Nord Năvodari. Am înțeles. Da. Ei, da? Avem camera 336, dinner, avem de la ora 19, 21. Eu, uite, chiar aici. Și micul dejun de la 8 la 10 și jumătate. Ah, ce mică și drăguță e. Ce mică și drăguță e. Avem și acadele. Avem și acadele. Vai de mine. Mai avem și noi vreo lumină? Ia apa să tu acolo la ușă. Dacă deschidem fereastra, avem și balcon. Iubito, avem și vedere la mare, dar este peste câteva hoteluri mai încolo. Dacă arunci cu privirea peste hotelurile astea, vezi marea. Hai, nani, nani, somnușor, vise plăcute, puricii să vă sărute și pe voi, abonați-vă dacă nu v-ați abonat deja, revenim în fiecare zi cu vloguri pe acest canal și cu shorts-uri și cu lucruri minunate, vă super mulțumesc și vă super pup, că mi-e super somn, noapte bună, hola, ciao, bye, hasta luego!